Alfa Romeo 156 GTA, adică Gran Turismo Alegerita, a fost lansat la Frankfurt Motor Show în septembrie 2001. Este o mașină sport extrem de exclusivistă, de înaltă performanță, iar aceste mașini au fost asamblate manual pe o linie de producție separată de modelele standard 156. Acest model continuă să fie extrem de căutat de către colecționari, precum și de șoferii interesați datorită rarității sale, a pedigriului și a motorului conceput de Giuseppe Busso. Motorul de 3,2 litri V6 aspirat este unul lăudat universal pentru tonul său excelent și dorința de a sătura. Aceasta a fost cea mai mare versiune de capacitate construită la fabrica Alfa Romeo de la Arese, la nordul de Milano. Motorul dezvoltă o putere de 250 de cai și 250 de Nm. Dar, în ciuda tuturor acestor specificații, mașina s-a construit doar 4 ani, până în septembrie 2005. Interiorul este unul superb, cu acele scaune sport din Alcantara, iar, după părerea mea, această mașină cu acest interior combină excepțional atât sportivitatea cât și luxul. Probabil că singurul dezavantaj este folosirea pe aici pe acolo a plasticului. Salut, George! Salut, George! Mulțumesc frumos că ai acceptat din prima invitația noastră de a face un material cu Alfa Romeo. Pot să spun să-ți mulțumesc că ai adus o bijuterie rară. Cel puțin din punctul meu de vedere, este o mașină foarte rară care îmi doream de mult să fac un material cu ea. Spune-ne, te rog, mai exact ce mașină conducem azi. Păi, avem o Alfa Romeo model 156, iar ca GTA. definire exactă este un GTA, exact. Este o serie, să spunem, un vârf de gamă, un vârf de gamă sportiv, Adică cel cum mai îi motorul spun cel și mai mare, nu? numele. GTA vine de la Gran Turismo Alegherita. Ele au fost variantele sport sau super sport ale marcii în trecut, până în anii 2000. Am înțeles. Da, eu știu că s-a fabricat din 2001-2005, nu? Exact, Adică până în 2000, până în și 2004, asta nu că sfârșit mă dau eu deștept, 2005. dar am citit pe net undeva la 1900 de bucăți au fost. Da, foarte, foarte Da, puține. foarte puține. Multe din ele, din păcate, nici nu mai există, de aceea caracterul rar, prețul în creștere și așa mai departe. Este o mașină care începe să devină o raritate. Da, ce vreau să te întreb? Spune-ne puțin despre motor, ce motor avem, ce Avem putere. un 3200 centimetri cubi, motor aspirat, dezvoltă o putere de 250 de cai putere, este un motor de turație, cred că se și simte, sau mai bine zis, se Exact. și Se aude, și aude, asta vreau se să și spun. aude. Este un motor, este senzaționalul motor Busso, cum este denumit el după producătorul, după inventatorul, creatorul acestui motor, care chiar acum 2 zile a împlinit 40 de ani. Motorul V6 de Alfa Romeo tradițional a fost dezvoltat acum 40 de ani. Este un motor foarte durabil, nu are probleme de fiabilitate sau chestii de Și ce genul observ eu ăsta. că trage inclusiv în ture joase. Trage inclusiv în ture joase, chiar la viteze de genul 60-70 Da, de km la exact. oră poți folosi Am trapa a filmat cu 6-a. o Honda S2000, care la fel este un motor 2000 aspirat, da? Și trebuia să mergem în ture foarte mari ca Exact. mașina să tragă, să simți că trage Nu, mașina. aici mașina are, având într-adevăr motorul mult mai mare, 3,2, ai și un cuplu de 300 de newton și atunci îți faci treaba foarte bine cu ea. Wow, dar cum stă Ce, pe șosea? da, la partea tehnică o să descoperi multe, Ce multe tracțiune e mașina? tracțiune față. Doar față, nu? Este o tracțiune față. Această platformă nu s-a produs cu tracțiune spate. În schimb, eu o găsesc o mașină foarte echilibrată, deși mulți ar spune că raportul pe hârtie nu este unul excelent, nu este unul corect, că este foarte grea pe față. Wow. Dar îți faci treaba super bine. Ai un autoblocant în cutia de viteze, ceea ce a fost adăugat ulterior de către mine, un coife, o suspensie sport, un coilover, așa cum ar Da. trebui denumit, de la Intrax. De aceea stabilitatea foarte bună, Da, și să știi că și nu mi se cumva pare foarte rigidă. este De acum undeva mergem la pe un drum. jumătate în momentul Da. de față. Chiar ar merge, aș zice eu, chiar și pentru drumurile astea externe ar merge și un pic mai moale dacă mergi normal. Dacă mergi
tare, da, poți să te mai joci cu ea. Ce poți să ne spui de interior? Scaunele astea sunt superbe. Interiorul este, la interior nu am vrut să modific, am încercat să păstrez mașina cât mai autentică, da, ok, am modificat trimul volanului, să spun, sau că a fost îmbrăcat sau schimbat de viteză. Da, ai făcut o alegere, după părerea mea, foarte bună, cu combinația asta cu un pic de alcantara și cu schimbătorul. Da, deși nu mai există alcantara în mașină, am zis, hai să văd cum e, oricum, e o chestie care se poate reface. Mie îmi place foarte mult, este prima oară când văd o Alfa 156 GTA fizic, în realitate, și chiar îmi place foarte mult mașina. Și interiorul, văd că are sistem audio Bose. Da, e o mașină cu care poți pleca la drum lung. Da. Am fost inclusiv cu soția și copilul, am plecat de la Tulcea, de unde sunt, până pe Transalpina. Wow. Și am făcut un drum cu scaunul de copil în mașină, cu bagaje, deci este o mașină cu care copilul a dormit. Deci îmi plac instrumentele astea aici, deci practic noi aici vedem nivelul de combustibil. Aici nu? Vedem nivel de combustibil, temperatura la temperatura apă și un ceas care este pus. Mai putem vedea pe acest infocenter, vedem o chestie în plus față de restul 156-urilor, gamei 156, avem o temperatură la ulei. Am care este adăugată pentru acest model pentru că are nevoie. În rest, mașina ce mai are pe parte tehnică, să spunem, are o evacuare puțin mai liberă în sână. Asta se aude. Am schimbat și chiar te rog, te invit, las-o până peste 6000 de ture ca să vezi ce înseamnă. Deci nu te simți... Da, bine, nu-i mașina mea. Simte-te bine, este o mașină care acolo trăiește foarte bine. Și spuneam, avem niște galerii. Galeriile fără catalizatoare au fost puse de pe un model mai puțin restrictiv, cu normă Euro 2, niște downpipe-uri și evacuarea CSC de la catalizatorul central până în spate. Deci mașina este legală din toate punctele de vedere, trece rarul, nu are nicio problemă. Nu este foarte zgomotoasă. Mi-ai făcut dimineața acum. No, e mult mai mult. Da, de obicei nu ne place să abuzăm de mașinile oamenilor, mi se pare normal și firesc. Nu este mașina mea. Ce mi se pare, iar nu știu, acum poate să ne spui tu, cum, așa e în capul meu cel puțin, cum e cu mentenanța la ea? Fiind o mașină mai rară, bănuiesc că și piesele sunt mult mai greu de găsit, mai scumpe. Încep să fie o problemă, nu neapărat piesele de parte mecanică, piesele pe parte mecanică, pentru că platforma 932 s-a fabricat în număr foarte mare, această platformă de Alfa 156, 147 și GT. Dar piesele particulare pentru GTA, sau mai bine zis chestii de caroserie, de exemplu am o problemă să găsesc un simplu un simplu carenaj de roată. Am unul puțin crăpat, acolo este o problemă, nu? Și este o problemă. Nu se mai produc. Sunt multe chestii. Nu se potrivesc. Nu există, mașina are alte aripi, alte praguri. Da, mult mai evazată, da. Exact, este mult mai evazată din fabrică. Nu este, multă lume mă întreabă: domnule, de ce ai pus body kit-ul ăsta? Ca o glumă și din păcate proastă, un prieten de-al meu a fost dat afară de la RAR. La RAR București, da, nu oricum, mă ascund să spun. Eu am o problemă și cu domnule de la RAR. A fost dat afară de la RAR București când a fost cu mașina la autentificare pentru că are un body kit montat. Omul a trebuit să intre pe internet la RAR, să deschidă calculatoarele oamenilor, să le arate spui, că mașina aceasta așa a venit din fabrică. Știu cu altă spui, mașină. M-am lovit cu foarte mulți prieteni de problema asta la RAR. De... Domnii sunt foarte învechiți la RAR. Da, nu, adică... Acolo probabil că o să moară în RAR. Da, și... probabil și RAR. Nu știu cât de bine își face treaba pe tema asta, dar nu e treaba mea. Poate s-au remediat, poate au fost chestii... Cum e cu... Câte exemplare mai știi în țară? Dacă știi un număr, nu știu, aproximativ. În țară mai știu, să zic, știu cel puțin 10-15 mașini de genul ăsta, 146. Zic că m-a impresionat total, plăcut mașina asta. Cum ți-am spus, îmi doream de foarte mult timp. Chiar nu știam cum se ia legătura cu tine. Și mulțumesc acelui băiat care a dat comentariul ăla cu mașina ta. Da. Mă bucur și eu că am intrat în legătură și mă bucur că am putut... Din păcate, din ce în ce mai mulți oameni, dacă ai observat și pe internet, preferă să facă, nu știu, materiale cu mașinile astea noi, care din punctul meu de vedere mașini noi sunt și foarte scumpe, care niște prostii vândă. De mașini. Ca să vândă, da. Mulți, cum am vorbit și noi mai devreme, nici nu recunosc mașina asta pe stradă, nu-și dau seama de câțiva cunoscători.
Și chiar e păcat pentru a dea de chestia asta, mai ales cei tineri care vin acum. Mie mi se pare că face parte din cultura auto, la fel cum sunt și din multe alte mărci, modele care au rămas emblematice. Cum vorbeam de modele de la BMW, de modele de la Audi, de la modele franțuzești, de orice model. La fel, mașinile italiene și motoarele italiene, mai bine zis, au locul lor în istorie, au o tradiție. Așa este, așa este. Reprezintă, sunt parte din istorie, nu poți să treci cu vederea peste un astfel de motor, care, by the way, în momentul de față, de exemplu, în Anglia, multe motoare de genul ăsta se folosesc de către cei care construiesc replici de Lancia Stratos. Știi că există anumite firme, Lister Bell, care inclusiv construiește am fost acum de curând în Italia, la automobili, nu știu cum se numesc ei. Da. Exact. Am făcut Stratos, inclusiv modelul nou de Stratos. Corect, dar nu, sunt cei care reproduc autentic kitul vechi de Stratos și folosesc plug and play acest motor. Da, pentru că sunt mulți care fac asta. Sunt fiabile, nu ai probleme cu ele, sunt motoare aspirate, dezvoltă puteri. Din ce în ce mai mulți am văzut că fac chestia asta. Și pe Shelby Cobra, care e cea mai copiată mașină, pe E-Type am văzut, Jaguar, Bugatti am văzut. Și folosesc motoare de genul, iau de la diversi producători care au motoare ok. Și care au rămas în piață. Un motor, de exemplu, găsești probabil la dezmembrări multe motoare de genul. Aceste motoare s-au produs în 3 cilindri, acest V6 Busso. 2.5, V6, 3.0 și 3.2. Pe Alfa 156 nu am regăsit decât motorul de 2.5 și motorul de 3.2. Nu a existat 3.0. Da, 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 da. Decât, ok, au fost persoane care și-au montat ulterior pe propria răspundere. Bun, și eu cu o mașină la circuit. Eu la Rotac. Mulțumesc frumos de tot pentru invitație, pentru acceptul invitației noastre. Și eu mulțumesc. Sperăm să ne mai reîntâlnim, poate că mai spus tu chiar la Motorpark, dacă ai. Cu siguranță la Motorpark sau de dacă mai duc pe acolo pentru filmări. Mi-ai făcut ziua încă o dată, spun, dimineața de fapt. Dacă o mașină foarte interesantă. Vă face plăcere, vă invit cu drag. Ne vom auzi dacă sunteți pasionați și de evenimente de motorsport. Da. Eu particip în campionatul național de karting, de exemplu, și dacă vreți puteți. Da, chiar îmi place și eu mă duc când la karting, dar amator. Da, aici vorbim de karting la nivel profesionist. Da, poate niciodată, poate ne vom întâlni la pistă și să vezi ce înseamnă că este o altă latură de motorsport care nu este cunoscută. După părerea mea, karting-ul e baza în orice. Așa este. Da. Mult, cu toate că mulți poate nu recunosc asta, dar după părerea mea, asta e, karting-ul e baza. De acolo pleacă tot. Corect, corect, dar asta e. Cine apreciază, apreciază, cine nu, trece mai departe la ce cunoaște. Corect. Îți mulțumesc mult încă o dată. N-ai pentru ce. Până data viitoare, la revedere.